Bună dimineața și bine ați revenit. Îmi cer scuze de ținuta care nu e ținută pentru că până la urmă n-am niciun tricou, dar ne pregătim de plajă și trebuie să intrăm în starea de vacanță cum ar veni. Așa că mi-am făcut bagajul și vreau să vă arăt un lucru care mie mi se pare super tare. Mă pricep foarte bine la făcut bagaje. Chiar îmi place treaba asta. Îmi place, am o pasiune, așa, îmi place să îndesc cât mai multe lucruri în bagaj, să le fac așa compact și să fie totul pus la locul lui, frumos aranjat, să utilizez fiecare spațiu din bagajul respectiv. O să încapă nici mai mult, nici mai puțin de 6 camere. Vreau să vă arăt treaba asta. Ăsta este ghiozdanul meu pentru vacanță și aici puteți să observați că am 1, 2, 3... camera cu care filmez, dronă, 5 camere pe care le voi lua cu mine în vacanță. Astea sunt toate camerele pe care le am, ar mai fi încăput. Dar nu mă mai chinui să le vândesc pe toate pentru că n-are niciun rost. Aici e totul foarte bine organizat, dronă, încărcătoare, nebunie, absolut tot ceea ce am nevoie ca să iau și camerele cu mine, că până la urmă e păcat. Am luat două obiective, am 35-1.4, dar de această dată pe Fuji, care înseamnă undeva la 50 practic. Și mai am de asemenea și Osmo Action cu care pot să filmez cadre mai wide dacă am nevoie. Sincer, nu sunt un mare fan wide, așa că de asta nici nu prea m-am complicat cu mai multe camere. În plus de asta am și laptopul și ne pregătim să mergem în Zakynthos. E a doua oară când mergem în Zakynthos, am mai fost, dar de această dată o să stăm mai multe zile, mai exact 8 zile și mergem cu avionul, nu mai mergem cu mașina. Vacanța pe care am avut-o acum în Tasos recent, am zis că e printre ultimele care le facem cu mașina, de acum încolo încercăm să ne forțăm să mergem mai mult cu avionul, pentru că până la urmă poți să pleci la 2, ai ajuns la 3, 3.45, o oră și 45 de minute face avionul mai exact. Mi-am făcut check-in-ul deja prin online, trebuie să ajungem cam cu jumătate de oră, 45 de minute mai devreme, nu trebuie să te mai duci cu 2 ore cum era înainte, bine, poți să te duci dacă vrei, dar n-are niciun rost. Cum o să facem în momentul în care ajungem cu transportul? Pentru că asta ar trebui să fie o problemă. Momentan n-am luat nicio mașină de închiriat, dar cel mai probabil o să închiriem 3-4 zile o mașină să ne mai plimbăm pe acolo pe insulă. Suntem în avion sau unde suntem noi acum? La autobuz! Bravo! Bate palma! Ui! Sunt operat de companie aeriană Blair cu destinație Zakynthos. Hai că parcă e altceva să mergi cu o oră jumate și să fii în Zakynthos în loc de 18 ore. Ce faci, bă, tati? Hei! Hai că minute! Taram tataam! Trum! Bienvenuto a Zakynthos! Unde să ne ducem, tati? Mergem, dar stai să ne cazăm. Deci am făcut treabă foarte bună cu împachetatul. N-am avut absolut nicio problemă. O oră jumate și deja am ajuns. Cât am făcut? O oră și 20 de minute, de fapt, nu o oră jumate. Am plecat la 21:15, am ajuns la 3, la 4 practic am ajuns la cazare. Am luat taxiul de la aeroport, am dat 15 euro pe taxi până aici pentru 10 minute, 7 km, în fine, nu contează, 15 euro. Atât am dat sincer și de acasă când am plecat pe Uber, e același preț, așa că mi se pare ok. View-ul chiar e ce trebuie, de data asta, sincer, view-ul e ce trebuie în comparație cu... Mergem, tati, imediat. Camera nu e chiar wow, în schimb e ok, e cochetă. Nu mi se pare neapărat că ar trebui ceva mai mult, să fiu sincer. Ai aici un mic borules cu cafea să-ți faci dimineața, dar bineînțeles că avem și mic dejun inclus. E oarecum micuț, aș putea spune, dar nu mi se pare că ai nevoie de mai mult de atât, sincer. Asta e tot ceea ce contează, restul deja sunt detalii. Dar unde sunt trenurile tale noi, tati? Mi-a plăcut și cu avionul. Da, ți-a plăcut și cu avionul, tati? Ai făcut și neniță tu. Bravo. A fost foarte deșteaptă. I had the Fiat 500. I wanna look at the scratches now. Hai, bună dimineața, dragilor! O mică surpriză astăzi, așa de dimineața. Am plecat pentru că am închiriat o mașină, cu toate că nu prea am mai făcut treaba asta până acum. Am zis de această dată să o facem. Am zis să ne mai plimbăm un pic zilele astea, să nu stăm chiar în cameră tot sejurul cum ar veni, adică în cameră, să nu stăm aici în complex. Așa că am închiriat o mașină. Până la urmă am căutat și am zis să facem o chestie mai mișto, să închiriem un cabrio. Așa că am luat un Fiat 500 cabrio pe care o să vi-l arăt chiar acum. Singurul lucru interesant până la urmă este că este cabrio. Hai să ne uităm un pic la ea, să vedem cât de mișto se decapotează, pentru că până la urmă de asta am luat-o. Cu toate că, sincer, aș fi preferat să fie culoarea aia, să fie culoarea albă. Dar asta e, nu e absolut nicio problemă, ne mulțumim și cu asta. Are 20.000 de kilometri, este cabrio și o voi decapota imediat. Și pe lângă asta, cel mai important aspect, prețul. A costat 60 de euro pe zi,
timp de 4 zile, am plătit practic 240 de euro. Avantajul este că nu a trebuit să plătesc niciun depozit. Dar în cazul în care fac mașina daună totală, lucru care sper să nu se întâmple, o să coste 1200 de euro. Dacă vroiam să reduc această valoare la 200 de euro, trebuia să plătesc 20 de euro în plus. Am preferat să nu plătesc pentru că am carnet de profesorie și sper să nu se întâmple absolut nimic. Abia aștept să mă plimb cu ea. O mai arătăm un pic așa. La interior, după cum vedeți, arată foarte bine scaulele, nu e uzată deloc. Totul este funcțional, cutie manuală, dar asta e. Ești ok? Ok. Hai să mergem în mașinuță. Da, ce frumoasă e mașina asta. Da, e frumoasă, dar și a noastră e frumoasă, tate. Uite, e de asta. Și stai să vezi cum. Nu, asta următoarea, tate, e a noastră. Ia uite! Wow, deja l-a umplut mami. Masa? Wow, ce drăguț e aici, tati, la Fuego. Foarte drăguț. Mamă, dar ce soare puternic. Nu puteam să nu ne oprim un pic și să admirăm portul de aici, din drum. Așa ne-am mai oprit aici. Am văzut și când am fost data trecută cu X5-ul, aveam X5-ul. Tot pe aici am trecut și ne-am plimbat pe aici. Let's go to the playa. Oh, 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 oh. Gata, tati, am ajuns. Plăcere, iubitul meu. Gata, welcome to Banana Beach. Nu sunt copii? Merge foarte bine mașina, chiar mă gândeam la un moment dat, bă, cred că ar trebui să-mi iau și un Fiat din ăsta 500, că e mișto. Și practic, că pot să-l parchez mult mai bine în oraș decât un SUV oriunde ar fi, cu toate că GLC-ul e un SUV compact, dar în fine. Hai să vedem cum e mâncarea grecească aici pe plajă. Suntem la Banana Beach, nu e Casa Playa, la care am fost anul trecut, de fapt nu anul trecut, acum 3 ani de zile am fost aici, la Casa Playa, e plaja de lângă. E altă plajă și de data aceasta șezlongurile au costat 25 de euro pentru 2 șezlonguri și o umbrelă. Și chiar mă gândeam foarte serios pentru că mi se pare că arată super bine. Umbrelele astea cu materialul ăsta textil arată foarte interesant. Cum, având în vedere că suntem totuși la plajă, eu zic că arată destul de bine mâncarea asta. Mi-am luat calamar prăjit aici. Un pic uleios așa, dar destul de bine. O să-i dăm cu puțină lămâiță aici să fie totul corespunzător. Tac. Și Andra și-a luat deluxe burger. Nu știu ce-o fi deluxe la el, dar arată bine, sincer. Ce faci, tati? Ai venit la pasă? Da. Ți-e foame? Bravo. Uite, ia cartofei. Și avem și burger. Ce foame și ție? Calamarul e super bun. Care vrei, tati? Asta și asta. Și ce îmi place? Îmi place că e tăiat așa micuț. E ușor de mâncat pe plajă. Ne desfaci? Ce ceapă? Unde vrei să-l pui, tati? Ți-a plăcut la plajă, tati? Tati, e bine cu decapotabila? Da. Place? Am zis că dacă tot am luat mașină și am luat mașină 4 zile, nu știu cât de bine o să mă auziți, dar dacă nu se aude foarte bine, oricum o să pun subtitrare, să ne plimbăm un pic pe insulă, cu toate că eu n-am vrut, sincer, dar am zis să-i fac cu placa Andrei și să ne plimbăm până. Și până la urmă chiar îmi pare bine că am făcut-o, pentru că e bun feeling, așa, plăcut, și mai ales faptul că am luat Fiat-ul ăsta 500, chiar mă face să mă gândesc că ar trebui să ne cumpărăm și noi o mașină cabrio, sincer. Deci mi se pare demențială mașina asta, cu toate că pentru mine e ta mai malacu, destul de comică oarecum. Dar e mișto senzația de a avea așa o mașină decapotabilă, asta e mișto. Acum o să mergem la... am făcut bale la gură. Acum o să mergem la cel mai bătrân măslin din Europa, care are aproximativ, câți ani aici are? 2600. Aproximativ 2100 de ani, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Acum, dacă am greșit și eu, îmi cer scuze dacă căutați voi pe Google dacă e mai bătrân. Știi că există un măslin și mai bătrân în lume, care are 4000 de ani. Mergem să ne uităm un pic pe acolo și e și un oroșel din ăsta mai vechi, așa, după care o să mergem înapoi în Zante. Hai că de mult ce îi place lui Pabli, ce se vede, a dormit. Hai să vedem un măslin vechi. Da, da, măsline proaspete. Da, un măslin de 5 de ani, ce tot avea. Sincer, mie nu mi se pare nimic așa deosebit la măslinul ăsta. Deci cred că aici e cel mai frumos loc în care poți să mergi în Zakynthos, la Campi. Și drumurile astea până la Navajo, locul sus de la Navajo, de fapt, mi se par cele mai tari.
Asta e mașina pe care trebuia să o avem noi în Positano, dar n-am avut-o, de fapt. Zic că ne dau un Fiat 500 și când am ajuns acolo au zis ne pare rău că n-am decât un Fiat Panda, care era un cazan de mașină. Care va să zic că am ajuns iarăși la Campi. E foarte frumos aici, mie chiar îmi place foarte mult, pentru că din locul ăsta poți să vezi absolut tot. Deci se vede senzațional. Mamă, când se vede de aici, ești nebun la cap, deci... Nu sunteți pregătiți pentru asta, vă spun sincer. Deci de aici, din spatele crucii, unde am ajuns acum, se vede superbitatea asta. Trebuie să trec neapărat pe 4K. Vrei să mănânci peștișor, tati? Care v-a să zic că nu puteam să încheiem seara decât în stil grecesc, așa că am luat un platou cu pește prăjit, cartofi, tzatziki și tot ceea ce mai trebuie și niște pâine și arată foarte bine. Sperăm să fie la fel de bun cum arată, chiar arată bine și avem și un pic de sălățic acolo. Da, care v-a să zic că pot să spun că mă declar satisfăcut. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă ați făcut deja până acum și ne vedem în episodul următor. La revedere! Tati! Ți-a plăcut mâncarea? Sunt bun peștii? Vrei înghețată? Ha, ha, ha!